acum 6 de mâine, eu știu, până am un pic mai interesant. Ia să vedem cum ai face cu ecuația următoare. 6 la x plus x egal cu 7. 6 la x plus x egal cu 7. Exponențială, nu? Da. Dacă ai vreo idee. Împărțim prin 7. Să împărțim totul prin 7, da? Veni 6 supra 7 totul la x. Plus x supra 7 egal cu 1. Dar așa egal cu cum o vezi tu. Da, de fapt, da. Păi singura valoare posibilă. Nu singura, găsesc o soluție. Găsim o soluție, 1. 1. Deci x egal cu 1 ar fi o soluție, da? Da. Pentru că verifică, da? Da. Deci x există, x egal cu 1, soluție. Pentru că suntem 6 la 1 plus 1, egal cu 7. Și acum ar fi unicitatea. Unicitatea. Cum vă arăți că așa este chiar unica soluție. Păi dacă luăm x-ul mai mare decât, sau mai mic decât 1. Deci dacă merge cu fie x0, da? Pentru unicitate, presupunem că există un x1 mai mic ca 1, soluție, da? Dacă e soluție, ce face x1 ăsta? Atunci verifică relația. Atunci trebuie că 6 la x1 plus x1 face 7. Dacă e soluție. Însă noi avem că x1 cum este? Știm. Știm că x1 e mai mic ca 1. Atunci 6 la x1 cum este față de 6 la 1? Este mai mic. Să păstrează că e bază supraunitară, nu? Mai mic decât 6 la 1, da? Deci dacă x-ul mai mic între exponenți, se conservă sensul la bază supraunitară. Bază supraunitară s-ar schimba. Da. Și cum avem și că x-ul mai mic ca 1, tragem nici la adunăm, x-1 plus 6 la x-1 e mai mic decât 6 și 1, 7. Dar asta cât face aici? Cât am zis că face? X-ul plus 6 la x-1. Face 7. Face 7. Și atunci ceea ce am ajuns pe 7 e mai mic strict decât 7. Fals. De ce crezi că am ajuns la acest lucru? Din cauza cum există. Am îndrăsnit să ne gândim la o altă soluție mai mic ca 1. Deci nu există x1 mai mic ca 1 soluție. Deci nu există un x1. Nu există, da? Da. Nu există x1 mai mic ca 1 soluție. Mai departe, cum ai gândit? Luăm x2 mai mare ca... Ia, mă numește și conduț. Presupunem. Presupunem x2 mai mare ca 2 soluție. Da. Și atunci înseamnă că verifică relația. 6 la x2 plus x2 egal 7. Da. Dar știm
că x2 este mai mare decât 2, rezultă că 6 la x2 este mai mare decât 6 la 1. Da. Dar cum x2 este mai mare decât 2. X2 e mai mare decât 1, nu? Decât 1, așa. Decât 1. Și 6 la x2 este mai mare decât 6 la 1. Atunci adunându-ne. Da. Adunându-le ar veni 6 la x2 plus x2 este mai mare decât 6. Dar plus 1. Decât 6 plus 1. Și atunci? Și atunci noi din ipoteză avem 6 la x2 plus x2 este egal cu 6 plus 1, cu 7. Așa. Și atunci 7 este strict mai mare ca 7, ceea ce este fals. Asta înseamnă că x1 1, deci nu există. Nu există x2 mai mare ca 1 soluție. Deci nici mai mică, nici mai mare. Înseamnă că singura este cea care verifică x egal cu 1. Deci de aici rezultă că x egal cu 1 din cele două. X egal cu 1 este singura soluție. Hai să vedem un alt exercițiu. A fost un model de exercițiu, nu? Da. Întâlnit de noi, știut așa. Uite, cum poți să se rezolve în N, să se rezolve în N, funcționale naturale, N ori N, adică da. În produsul cartezian, e vorba de o ecuație cu două necunoscute. Radical din x pătrat plus y pătrat e egal cu x plus y minus 10. Deci să rezolvăm n ori n ecuația asta. Radical la pătrat. Sigur că da. Și ar veni așa. Vezi că e cu două necunoscute. Dar îți lucrăm într-o mulțime mai strânsă, în mulțimea numerele naturale, 0, 1, 2, 3, da? Da. Deci ducăm la pătrat și am avea ce? X pătrat plus y pătrat egal cu x pătrat x pătrat plus 2x plus y pătrat plus 100. Și acum, de două ori primul al doilea, primul al treilea, al doilea, al treilea, asta e formă, da? Fiecare la pătrat și pe primul cu toți. Da. Al doilea cu amândoi. Plus 2x. Deci cât vine? Plus 2xy minus 20x și minus 20y. Ăsta este pătratul. Și se duce x pătrat cu y pătrat. Așa. Și ce ne rămâne? 20x minus 20y. Y egal cu? Egal cu 0. 0. Deci ar fi cu 100 plus 2xy minus 20x minus 20y egal cu 0. Dăm din primii 2 faptul cu 1 pe 2. Cred că împărțim 2 peste tot. Da. Deci cât ar fi dacă împărțim pentru 2? 50 plus xy minus 10x minus 10y egal 0. XY cu minus 10Y și 50 cu minus 10X. Deci pe XY cu minus 10Y, zici, da? Da. Și scoatem un cât în factor? Un Y. Deci vine Y pe lângă. Y pe lângă X minus 10. Și din așa scoatem pe 10. Deci hai să scoatem chiar un minus. Minus pe lângă. Minus 10.
10, scuzam, 10 pe lângă. 10 pe lângă. X minus? Minus 5. Ah, dacă ar fi fost tot minus 10, aș fi scos încă o dată pe X minus 10. Da. Dar e minus 5. Adică dacă în loc de 50 ar fi 100, ar fi treaba deșteaptă. Păi nu-i nimic, hai să adunăm în ambii membri un 50. Da. Deci dacă adunăm în ambii membri un 50, numai bine se face 100 aici, da? Uh-huh. Și vine 10 pe lângă x minus 10, acum e bine, nu? Da. Egal cu 50. Că dreapta nu este 0. Da. 50. Și acum scotem factor comun pe cine? Pe x minus 10. X minus 10 pe lângă Y minus 10. Y minus 10 egal cu 5. Egal cu 50. 50, da. Ținem cont că X și Y sunt numere naturale. X minus 10, ce fel de număr este? Natural. Întreg, cel puțin întreg. Poate fi și negativ. Și atunci și Y minus 10 trebuie să fie negativ. Și... oricum, cât ori cât se facă 50? Ne putem gândi așa. Ca numere... 25 ori, nu, 1 ori 50, 1 ori 50, 2 ori 25, 2 ori 25 și 25 ori 2, nu, că se pot schimba, 5 ori 10, 5 ori 10, 10 ori 5, da, și după vin la jumătate, la 25 ori 2, și am făcut-o? Da. Deci cam asta ar fi, nu? Da. Deci ar avea 1 ori 50, și 50 ori 1. Adică X-ul și Y-ul pot comuta în sensul ăsta. Da. 2 ori 50. 50 ori 25. 2 ori 25, da. 2 ori 25. Da, și 25 ori 2. 25 ori 2. 10 ori 5. Și 5 ori 10. Și cam așa, da? Da. Ar merita și cu minus? Adică minus 1 ori minus 50? Mm-hmm. Dar nu cred că nu mai dai X-ul și Y cu numere naturale. Da. Hai să vedem. Deci vine o dată. X minus 10 egal cu 1. Și Y minus 10 egal cu 50. De aici rezultă că X egal cu 11 și Y egal cu 60. O primă echipă. Și dacă le schimbăm între ele, va să fie și echipa X egal cu 60 și Y egal cu 11. Și altă variantă. X minus 10 să fie egal cu 2. Și Y minus 10 egal cu 25. Deci rezultă că X egal cu 12 și Y egal cu 35. Da? Și invers. X egal cu 35, Y egal cu 12. Da. Asta le rezolvă de acum, da? Da. Și dacă îi luam și cu minus, probabil că n-ar merge, că X minus 10 egal cu minus 1, ți-ar da 9. Dar Y minus 10 egal cu minus 50, Y-ul ar fi 4, minus 40. Nu ai voi, X-ul și Y-ul sunt numere naturale. Da? Deci acolo trebuie să-l mai analizez și variantele. Am două cu minus. Că minus ori minus face plus, nu? Da.
Și dacă te conduci și la o situație de genul frumări, dacă ajungi la o pereche X și Y naturale, le consideri. Așa. A fost interesant, nu? Ecuația. Practic, lucrând într-o mulțime mai restrictivă, ne-am permis acolo, a fost momentul acela frumos. L-am ridicat la pătrat acolo, natural, trebuia să facem așa. Și am adunat acel 50 ca să... A fost momentul. Ca să putem scrie X minus 10 până la minus 10. Deci, un moment frumos. Și acum să vedem un alt exercițiu. Așa. Determinați pe Z. Determinați pe X din Z. Așa încât fracția X la a 3 minus 3X X la a 3 minus 3X plus 2 supra 2X plus 1 să aparține lui Z. Deci, ce X înlocuiești tu, dar din Z, adică numere întregi, da. Pozitiv, ce înseamnă numere întregi? Naturale și cele cu minus toate, da? Asta înseamnă cea numere întregi. Încât după ce înlocuiești, să se împartă exact, rezultatul să fie număr din Z. Dacă ai vreo idee. Dacă îmi luau 1, ar veni 1 minus 3, da. Minus 2 plus 2, 0. 0 pe ceva, nu-i 0 jos, are prost. 0 pe ceva face 0. În concluzie, pentru x egal cu 1, este un element care îți place ție, da? Da. Care satisface la cerință. Pentru că după înlocuirii, împărțează un câte exact pentru x egal cu 1. Să dăm așa la un X valori? Aveam destule, cred. Păi, X-ul din Z, pe toate trebuie să le căutăm. Da. Că dacă pe unul nu îl încerci, nu știi dacă mergi sau nu, adică sunt pe infinitate. Nu e asta ideea, nu? Final. Păi. Adică n-ai infinitudine algoritmul tău. Adică ideea de a încerca... La sfârșit. Nu, no, nu. No, nu se termină. La algoritm. Altceva să facem acolo. Ce să face? Ce idee să ne vină? X plus 2. Mă uitam la ceas că mi-a promis un băiat de Moldova, Alexandru. Ce adie? Da. Că el de, nu, ăla din Buzău era. E mai lăsat tu. Eu am lucrat cu ăsta din Buzău o oră și ceva. Au tot lecții frumoase pe ele. Dar în clipa de față, și aseară așteptam pe unul din Moldova să mă sune. Numai că el nu mai e. O suna, dar era telefonul ocupat tot timpul. Că stăteam de vorbă cu asta. Hai să vedem la noi aici. Ce idee ne vine? Dacă cumva avem vreo șansă. Deci altceva trebuie să fie aici. X la 3 minus 3, X plus 2, X plus 2, X plus 1. Și astăzi m-a sunat din nou și a spus că la ora 9 va reveni cu telefonul. Să vedem. X la 3 minus 3, X plus 2, X plus 2, X plus 1. Ce X? 1 l-am găsit. Un element l-am găsit, dar cât o mai fi. Pe toate trebuie să le descoperi. Păi sus ar trebui să fie... Este o ecuație de planul 3. Da. Și veni X la 3 minus 0 ori X la 2 minus 3, X pătrat plus 2. Te gândesc că singură dăcină și poate să scrie ca un produs de factori? Da.
ar fi o idee. Deci, tu propui să luăm pe x la a treia minus 3x plus 2 egal cu 0. Și prin schemă răzbarme să încercăm toate rădăcinile întregi mai întâi. Deci 1, 0, minus 3 și 2. 2, minus 1, minus 2. Plus minus 1 și plus minus 2. Și 1. Primul covoar, 1, 1, 1. Și cu 0, 1. 1, 1, 1, minus 3, minus 2. 1, minus 2, minus 2. Și cu 2, dar 0, nu? Cum era deșteptat, vă verificăm. Și acum cu ăștia 3, putem forma o ecuație de gradul 2. 1 ori x pătrat, dar să mai muncim, plus 1 ori x minus 2. Egal cu 0. De regulă, când merge, mai încercăm o dată să nu vă spui de două ori. Deci, bunoară aici, cum a mers, 1. Încadrăm și spunem ce bine că am mers. Și o mai încercăm pe ea o dată. Dar nu mai prin una cei de sus. La cei de sus. De aici, da? Primul covoară, 1. 1 ori 1, 1 și cu 1 fac 2. 1 ori 2, 2 și cu minus 2 fac 0. Ce bine că am mers. Deci, 1 a mers de două ori, da? Și am mai rămas de gradul 1. I 1 ori x plus 2. Adică x plus 2. Da. Egal cu 0. Adică x egal cu minus 2. Deci ar fi numărătorul să scrie ca fiind x minus valoarea asta pe lângă dată x minus asta. Deci ar scrie așa. X la 3 minus 3x plus 2 să scrie ca fiind x minus 1 x minus prima care a mers. Da. Pentru că x minus încă o dată asta, dar trebuie să scrii x minus 1 la a doua. Da. Că n-ar vrea să o scrii de două ori. Pentru că x plus 2. X minus valoarea care a mers e minus 2. X plus 2 chiar s-a rămas. Dar să vedem dacă e bine. Hai să declarăm pătrat când e x pătrat. Minus 2x plus 1 pe lângă x plus 2. E calcul. X la a treia. X la a treia. 2x pătrat. X la a treia plus 2x pătrat. Minus 2x pătrat. Da. Minus 4x. Minus 4x, da? Plus x plus 2. 2x pătrat cu minus 2x pătrat să recunosc. Fac x la a treia minus 3x. Plus 2. E bine, nu? Da. Așadar, în loc de numărătorul x la 3 minus 3x plus 2, putem scrie așa. Fracția devine x minus 1 la pătrat pe lângă x plus 2, totul supra 2x plus 1. Da? Bine ar fost să fie un 2x plus 1 să simplifice, nu știu ce. Dar nu-i. Da? Vezi? Ea rămâne fracție. De aceea, x egal cu 1 a fost bine, 1 minus 1 fac 0, și x egal cu minus 2, minus 2 plus 2 fac 0. Deci, de aici este exact, x aparține mulțimii cel puțin 1, care l-ai găsit și tu, și respectiv minus 2. Când faci numărătorul 0. Că 0 împărțit la ceva face 0. Dar se poate să dea aici un număr și jos să dea un alt număr încât împărțirea se facă exact. Un alt 4 și jos 2. Sau 8 și 2. 8 și 4. Și se împărțească. Deci pe noi ne frământă situația când ăsta de jos e un divizor a celui de sus. Da. După înlocuire. Deci am zice așa, că x la a treia minus 3x plus 2 supra 2x plus 1 aparține lui z, dacă și numai dacă ăsta de jos e divizor al celui de sus. Adică ăsta de jos, cine este de jos? Numitorul.
cine este numitorul? 2x plus 1, nu? Deci dacă 2x plus 1 îl divide pe x la 3 minus 3x plus 2. Deci dacă x la 3, 2x plus 1 divide pe x la 3 minus 3x plus 2. Și când 2x plus 1 divide pe x la 3 minus 3x plus 2? Nu știu. Dar un lucru mai știu. Că 2x plus 1 divide sigur pe 2x plus 1. Da. Pe el însuși. Și să scrie pe x la 3 minus 3x plus 2, l-avem scris ca... Ca fiind x minus 1 la pătrat. Pe lângă x plus 2. Nu ne satisface. Nu e mare bucurie. Dacă ți-aminti ceva de clasa a 5-a, ce bine ar fi. Uite, D divide pe A, D divide pe B, atunci D îl divide pe combinația între A și B. Adică A mulțit cu un număr plus B mulțit cu alt număr, B. Deci, dacă D divide două numere, D divide combinația între cele două numere. Oricare ar fi alfa și beta, nu influențează. Poanta este așa. Dacă D divide pe A, înseamnă că A scrie de oriceva. Deci, faptul că D divide pe A, înseamnă că A este de ori în K. 1. Dacă D divide și pe B, înseamnă că B ăsta se scrie ca fiind D ori un K2. Nu așa? Dacă 2 îl divide pe 10, înseamnă că 10 scrie 2 ori 5. Dacă D divide pe A, înseamnă că A e D ori K1. D divide pe B, B e D ori K2. Bun. Și dacă mulțim aici cu un alfa, rezultă că A ori alfa, A ori alfa, egal cu D, K1, ori alfa. Iar dacă aici mulțim cu un beta, înseamnă că B ori beta egal cu D K2 beta. D K2 beta. Și dacă le adunăm pe astea două, A ori alfa plus B ori beta egal cu, din astea două, când adunăm, pe cine vedem în factor comun? D. D. Egal cu D, pe lângă K1 ori alfa, plus K2 ori beta. Faptul că numărul ăsta scrie D oriceva, nu înseamnă că D este un divizor acestuia. Deci ăsta scrie D oriceva, înseamnă că D e divizor acestuia, da? Deci de aici rezultă că D divide pe A alfa plus B ori beta. B ori beta. Oricare ar fi alfa și beta. Indiferent ce doar, dar nu am luat niște numere. Am luat la întâmplare alfa și beta și indiferent ce alfa și beta, e adevărat. Iată, asta e rezultatul foarte important. Dacă D divide pe A, D divide pe B, D divide combinația între A și B. A alfa plus B beta, indiferent de alfa și beta. Suntem așa, măi. D divide pe ăsta. D divide și pe ăsta. Echipuiți că ăsta este D, ăsta este A și ăsta e B. A divide și combinația. Nu, D divide da. Și combinația. Deci de aici rezultă că 2x plus 1 divide combinația x la 3a minus 3x plus 2 ori un număr alfa a ori alfa plus 2x plus 1 ori un număr beta. Indiferent ce alfa și beta lor. Și eu să dau așa alfa egal cu 1 cu 2
Să vezi ce poantă fac acum. Dacă poți urmări un pic. Da. Deci luăm pe alfa egal cu 2. Din ce motiv? Că aici la x văd 2. Deci alfa luăm egal cu 2, iar pe beta luăm x la 2. Minus x la 2. Deci, în loc de alfa punem 2, adică coeficientul x de aici, iar în loc de beta, punem cât mai este diferența de la x la 3 până la x la, la x la 1. Diferența este de x la 2. Și atunci rezultă că 2x plus 1 2x plus 1 divide pe alfa cât am spus că nu 2. 2. 2x la 3 minus 6x plus 4. Deci 2x la 3 minus 6x plus 4. Și pe beta am luat minus x pătrat. Minus x pătrat ori 2x face cât? Minus 2 x la a treia minus 2 minus x pătrat. 2x la a treia cu 2x la a treia se duce și rezultă că 2x plus 1 divide 2x plus 1 divide pe minus x pătrat plus 6x plus 4. Da? Că 2x la 3 cu 2x la 3 s-a dus, deci vine minus x pătrat plus 6x plus 4. Deci, problema pe care o aveam ca 2x plus 1 se divide pe x la 3 minus 3x plus 2 s-a redus ca 2x plus 1 se divide pe minus x pătrat plus 6x plus 4. A scăzut în grad. Da. Dar acum adaug 2x plus 1 divide pe 2x plus 1 pe el însuși. Și de aici rezultă că 2x plus 1 divide 2x plus 1 divide combinația dintre astea 2 cu alfa și beta mulțit. Adică mulțit vine minus x pătrat plus 6x plus 4 ori alfa plus 2x plus 1 ori beta. E, alfa și beta convenabile aleși. Cât să luăm pe alfa, cât să luăm pe beta? Hai să văd dacă e urmărit. Alfa 2. Alfa 2, corect. Și la, dacă l-am luat pe beta, tot minus. Nu îl mai luăm cu minus, că deja este minus aici. Aha. Tot. Un x. Da. Că să ajungem la x pătrat. Egal cu x, da? Da. Și atunci avem 2x plus 1 divide pe minus 2x pătrat plus 12 x plus 8, da? Plus 2x pătrat plus 2x pătrat plus x plus x și minus 2x pătrat cu 2x pătrat. Da. Și atunci 2x plus 1. 2x plus 1 divide. Divide 13 x. 13 x plus 8, nu? Da. Da. 2x plus 1 divide pe 2x plus 1. Rezultă de aici că... Combinația lineară. Deci de acolo rezultă 2x. 2x plus 1 va divide 2... 13 x plus 8 ori alfa. 13 x plus 8 ori alfa. Plus 2 x plus 1 ori beta. Plus 2 x plus 1 ori beta. Cu alfa și beta combinabil aleși. Cât să fie alfa, cât să fie beta. Alfa. 2. Da, foarte bine. Și beta? Și beta... Nu. Ca să se reducă x-ul. Păi, 26. Și dincolo? Ca să fac tot 26. A, min...
Minus 13. Minus 13. Deci coeficientul din coace, dar cu minus, ca să stau. Da. Deci de aici rezultă că 2x plus 1. Divide pe? Divide. 26x plus 16. Minus 26x minus 13. Minus 13. 26x cu 26x. Deci 2x plus 1 divide pe 16 minus 13. Mulțumesc. Pe 3. Pe 3. Adică ca să divide pe 3 înseamnă că trebuie să fie un divizor al lui 3. Da. Deci 2x plus 1 aparține mulțimii valorilor tuturor divizorilor lui 3. Minus 3. Plus minus 1. Minus. Și plus minus 3. Atât. Și luăm pe rând. 2x plus 1 dată egal cu 1. Rezultă x egal cu 0. Da, o soluție ar fi x egal cu 0. Apoi, 2x plus 1 egal cu minus 1. Rezultă că x egal cu minus 1. Da. Apoi 2x plus 1 egal cu 3 egal cu 3 x egal cu 1 x egal cu 1 și 2x plus 1 egal cu minus 3 x egal cu minus 2 x egal cu minus 2. Deci mulțimea x-ilor pe care i-am găsit e așa, asta, x aparține mulțimii valorilor 0, minus 1, 1 și minus 2. Tu, prin încercare, ai găsit parcă pe 1, 1 și, și pe minus 2, 2. Mai sunt, da? Și iată, mai sunt 0 și minus 1. Dar atâtea sunt, numai 4. Deci, din infinitatea aceea de numere pe care o încercam, orice alt x încerc, în afară de astea 0, minus 1, 1 și minus 2, niciunul nu se mai dă împărțirea exact. Uite-te în cazul de față, când x-ul egal cu 0, dă 2 pe 1. 2 pe 1 este un număr întreg. Da. Când înlocuim cu minus 1. Minus 1 plus 3 face 2 și cu 2 4. 4 supra minus 2 plus 1. Minus 1, 4 pe minus 1 face minus 1. Și 1 și minus 2 am văzut. Iată un exercițiu foarte interesant. Da? Ai făcut vreodată un exercițiu ăsta? De asta n-ai făcut. Deci, când ai așa ceva să fie în întreg, înseamnă că ăsta de jos să fie divizor așa de sus. Dar el se divide pe el în sus. Și da? Combinația din iară, convenabil alfa și beta aleși ca să scadă grad. Da. Și te duci așa ușor, dar vezi la etapă la etapă, până am ajuns să fie o constantă. Că dacă sus ar fost o constantă, mi-ar fi fost ușor. Cât e constanta aceea? 3, nu? Da. Când am ajuns la 2x plus 1 să-l divide pe 3, am știut ce să facem. Toți divizorii 3. Plus minus 1, plus minus 3. Și ieșițiul s-a finalizat în felul ăsta. Ne oprim aici, în seara asta. Așadar, Alexandru de la Moldova n-a mai sunat. S-a supărat, s-a știut ce s-a întâmplat. Am avut la un moment dat pe cineva care a sunat, dar nu... Sau că fi urmărit pe proful online TV, m-a întrebat deja. Domnule profesor, dar de ce nu mai merge proful online TV? Dar băi, ne batem acum, vedem, finisăm. Și-o fi încercat, văd că așa și nu ne-am mai deranjat. Da. Alexandru, mă poți deranja acum, dacă mă urmărești. Deci poți suna și putem sta de vorbă. Până când strângem toate astea, dacă tu ai urmărit, sigur, mă pot suna. Dacă nu, cam repede altă dată. Discuția a fost că în seara asta mă sună. Îmi spunea la telefon că zice, situația din România e și în Moldova, aceeași. Tot așa vin profesori și spun acolo pe tablă ce știu ei, acolo unii înțeleg, alții nu înțeleg. Eu mă spun numai printre cei care înțeleg, fac niște eforturi foarte mari să înțeleg, 2 sau 3, atâta. Să nu prea de acasă cu cei 2-3
Și acolo în pauză. Deci aceeași problemă. Și azi, băi, asta e problema la nivel național, nu, internațional. Pentru că, din păcate, nu se urmăște ritmul în care elevul asimilează. Ci vii peste el, că da. Tăvălucu, cu foarte multe informații, el dacă nu știe. Dacă așa e programa. Da, programa și cu asta. La revedere, dragilor!